anul 2010 s-au făcut mai puține asigurări casco cu aproape 25%, dar totuși RCA-urile au crescut cu peste 10%. Cum se traduce asta? Sigur, asigurările casco în 2010 au fost legate și de scăderea leasingului în România. Scăderea cred că este în cea mai mare parte legată de leasing. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu și-au mai făcut asigurări casco. Cei care au mașină și știu că este necesară o asigurare casco, o fac în continuare. Legat de asigurările de răspundere civilă auto, ele au avut o evoluție pozitivă. Pe analiza primelor trei trimestre ale anului 2010, primele de asigurare la asigurările de răspundere civilă auto au fost puțin mai mari decât în 2009, dar și numărul celor care s-au asigurat la răspundere civilă auto a fost mai mare decât în 2009. Ceea ce se corelează pentru că este o asigurare obligatorie și asta este un lucru pozitiv, că oamenii nu mai circulă pe drumuri fără o asigurare de răspundere civilă auto. Spuneți-ne despre 2011. Care sunt perspectivele pieței în anul acesta? Din toate informațiile pe care le am de la societățile de asigurare, pot să vă spun că piața în 2011 va fi probabil la nivelul anului 2010. Este posibil ca să existe totuși o creștere, dar destul de mică, 1-2-3%, care este în regulă într-o economie așa cum este ea astăzi, că dacă economia va continua să se dezvolte pe parcursul acestui an, bineînțeles că și piața asigurărilor va cunoaște o creștere. Credeți că și anul acesta segmentul asigurărilor de viață va cunoaște o creștere ca și în 2010? Da. Da, și din implicarea pe care o au societățile care vând asigurări de viață în activitate și în a prezenta asigurările de viață și a lansa noi produse, atât cu componentă de investire, cât și asigurările tradiționale. Dacă ne uităm la asigurările tradiționale de viață, ele ar trebui să crească mult mai mult, că într-o perioadă de criză oamenii ar trebui să se gândească, să-și facă o astfel de asigurare, care în viitor le va asigura niște venituri și pe tot parcursul asigurării, riscurile cuprinse într-o astfel de asigurare sunt benefice pentru ei. La ce să se aștepte românii în 2011? Vor mai scădea prețurile la asigurări? Vor încerca companiile să introducă, nu știu, noi produse sau noi beneficii în același preț ca cel din 2010? Eu cred că da. De altfel, ați ascultat și ați văzut cât de mult s-au implicat societățile în aceste aspecte. Și în 2010 societățile de asigurare și-au adaptat tarifele. Ne puteți da un procent cam cu cât vor scădea tarifele dacă se va întâmpla lucrul ăsta? Nu, nu pot, pentru că nu este în competența noastră de analiză acest aspect. Fiecare societate de asigurare trebuie să-și stabilească singură nivelul tarifelor. Spuneți-ne un pic și despre asigurarea obligatorie a locuinței. Am intrat în a doua jumătate a timpului alocat, mai sunt 5 luni și vine iulie. Cum arată statisticile? Și-au făcut România asigurarea obligatorie a locuinței? Vor fi amenzi? Și cine va verifica? Cred că n-ar trebui să punem problema astfel. Eu mă gândesc că cea mai mare penalitate a unui om care nu are asigurare de locuințe este faptul că nu va putea beneficia de avantajele acestei asigurări dacă se întâmplă evenimentul asigurat.